Bună seara, dragi telespectatori din România și din diasporă. Astăzi, la fix 3 ani de zile de când Marea Britanie ne-a salutat cu respect și a sărit din barca Uniunii Europene, Europa traversează cel mai greu moment al existenței sale de la căderea naziștilor. Continentul este divizat, iar aliații, deși încearcă să dea aparența de unitate, vorbesc pe mai multe limbi decât în turnul Babel. Dincolo de războiul provocat de Putin, națiunile se confruntă cu o serie de tulburări interne fără precedent. Nemulțumiți de politicile guvernelor, oamenii au ieșit în stradă, iar popoarele se revoltă. Franța este cel mai elocvent exemplu. Parisul trebuia să fie alături de Berlin, motor al economiei europene și unul dintre factorii de stabilitate. Furia populară împotriva noilor legi ale pensionării paralizează ciclic țara. Și englezii au protestat astăzi, dar mai important de atât, și românii au ieșit în stradă. Dascălii au ieșit de la catedră și au predat guvernanților noștri o lecție de democrație. Sătui de salariile de mizerie și de promisiunile de șarte, învățătorii și profesorii acestui neam și-au strigat nemulțumirile. Îi aude oare cineva? Sau politicienii sunt preocupați de singura bătălie care contează pentru ei, adică cea pentru putere? Aleșii patriei au devenit imuni la suferințele acestui popor din nefericire. Culmea e că tot ei au provocat aceste neplăceri, aceste nemulțumiri, aceste crize multiple, iar acum nu le văd, nu aud, nu le pasă. O să le pese, dar nu acum, ci la anul, când vor recita cu siguranță alte basme de încântat România, adică promisiuni zadarnice și gogoși care se vor desumfla imediat ce aleșii vor pune mâna pe butoanele cu care vor controla România. Aleșii patriei fac negoți cu iluzii, în timp ce mulți români încă așteaptă acele carduri ale sărăciei. Oamenilor le-a ajuns de multă vreme cuțitul la os. Singurul lucru pe care îl cred, venind dinspre ei, îl reprezintă majorările de taxe. Întreb de multe ori și eu retoric, doar timpul ne va dovedi dacă am sau nu am dreptate. Revenind însă la protestul dascălilor, eu am spus-o și o repet, o strig cât pot de tare cu fiecare ocazie. Educația trebuie să reprezinte cel mai important proiect de țară. Dar ce țară, stimați telespectatori? Suntem forțați să ne uităm trecutul, doar ca să nu știm către ce ne îndreptăm, pentru ce luptăm, pentru ce mai tolerăm. România este singurul stat membru al Uniunii Europene în care, conform statisticilor, elevii învață în medie o singură oră de istorie pe săptămână în Germania, în Marea Britanie sau la vecini în Ungaria, se fac și 3 și 4 ore de istorie pe săptămână. Copiii noștri nu mai au modele. Se refugiază pe internet în influenceri periculoși. Cazul Tate este un exemplu care nu ne face cinste, iar fibra românismului se diluează în fiecare zi tot mai mult. Uitați-vă ce se întâmplă în școlile din România. Aproape zilnic vedem imagini cu violențe în instituțiile de învățământ, iar scandalurile sunt filmate, culmea, chiar de elevi cu telefoanele mobile. Scene cumplite au apărut astăzi în spațiul public. Vin de la un liceu din Bacău. Mai mulți elevi au fost bătuți și băgați cu capul în toaletă. S-a întâmplat totul sub privirile altor colegi care, în loc să intervină, se amuzau, se bucurau și filmau cu telefonul mobil aceste scene. După ce filmările au ajuns în mediul online, polițiștii au deschis o anchetă. Cine e de vină? Și copiii, și părinții, și dascălii, lipsa personalului joacă un rol crucial. Este nevoie de mai mulți psihologi în școli și chiar de implementarea unor sisteme de supraveghere video.
Unde sunt acele comisii anti-bullying? Ce faceți cu învățământul în România? Părintele Constantin Necula rezumă atât de frumos ce ar trebui să însemne școala. În educația copiilor nu încap fițele și mofturile. În educația copiilor nu încape decât dorința de a-l ști pe copil în siguranță, de a-l ști pe copil cu toate atribuțiile lui umane și nu în ultimul rând de a-l ști asigurat în ceea ce privește cultura necesară creșterii copiilor ce se vor naște din el. Violențele fizice, abuzurile verbale, umilințele sunt motivele pentru care tot mai mulți copii renunță să mai vină la clasă și pierdem enorm, pierdem viitori doctori, ingineri, politicieni, experți în orice domeniu, oameni care într-adevăr pot salva această binecuvântată țară din ghearele tâlharilor, oameni care pot apăra națiunea în fața străinilor care ne subjugă și își bat cu grație joc de noi. Vedem că încă un gigant al energiei cere să nu plătească banii care îi datorează României. Șefii Rompetrol au venit în România ca să renegocieze taxa de solidaritate. Asta spune cel puțin presa kazahă. Și în timp ce străinii fac tot ce pot ca să evite plățile către statul român, muncitorii noștri de la Complexul Energetic Oltenia lucrează în continuare în condiții teribile. Un perete uriaș de piatră s-a prăbușit la cariera Roșiuța, chiar lângă oameni. Aceștia s-au refugiat în ultima clipă, dar se tem să se mai întoarcă la muncă. Și pe bună dreptate, am uitat oare că în urmă cu 2 săptămâni 3 oameni au murit și 10 au fost răniți când autoutilitara în care se aflau mult prea mulți a căzut în gol la cariera Jilț? Cine a răspuns? Cine răspunde? Ce anchete s-au făcut? Ce măsuri s-au luat? Nu s-a întâmplat absolut nimic concret pentru ca situația să se remedieze. Tragediile se pot repeta oricând. Trebuie să luăm atitudine. Trebuie să facem ceva și să ne punem oamenii la adăpost. Revin și spun încă o dată că nivelul de educație este strâns legat cu cel de trai. Dragi români, aveți încredere în noi că nu sunteți singuri. Suntem aici să fim vocea dumneavoastră, să vă prezentăm public nedreptățile și să forțăm decidenții să ia măsuri pentru a vă fi mai bine în țara în care trăiți. Aproape un sfert din copiii din Uniunea Europeană erau expuși riscului de sărăcie și implicit de excluziune socială, iar România se afla în 2020 pe primul loc în top, cu unul dintre tineri aflați în acest risc. Mai mult, 150.000 de prunci ai acestei țări adormeau flămânzi. E posibil să fie numărul mult mai mare astăzi. Pentru că vorbim de o statistică care a fost făcută publică înainte ca războiul să izbucnească. Dacă nu remediem urgent acest neajuns, să fim conștienți că sărăcia va fi lăsată moștenire de copilul sărman de astăzi generațiilor ce vor veni după el. Din păcate, o statistică publicată recent ne arată că 43% dintre elevi sunt analfabeți funcționali. Doar 11% se află la polul opus. Ce facem? Educația este cea mai puternică armă care poate schimba lumea în bine. Trebuie să transformăm România eșuată într-o Românie educată. Cine mai suntem noi, oameni buni? Ne dizolvăm încet, dar sigur, în acest acid turnat de sus de niște irresponsabili, impostori, cu CV-uri pompoase, proști cu aere, trădători, vânzători de neam. Ne-au otrăvit mintea. Ne-au făcut să uităm și cine suntem. Cum am ajuns aici? De ce am ajuns aici? De parcă nu este nimic greșit în a fi pribeag, fără o identitate clară. Așa, fiul ploii. Un diplomat taiwanez mi-a spus odată, numai cine nu are țară, înțelege cât de important e să o ai și să lupți pentru ea. Noi avem o țară splendidă și nu mai știm cum să scăpăm de ea. Rușine. Asta spunea în urmă cu ceva timp președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop.
să ne trezim, dragi români. Astăzi, dacă vrem să mai apucăm ziua de mâine, altfel nu vom mai avea țară, iar copiii și nepoții noștri vor fi pribegi la porțile străinilor care ne fură fără jenă, după jaful secolului. În țara noastră, șefii OMV se ascund în spatele monitoarelor. Au anunțat o conferință de presă pentru mâine la ora 10, dar s-au răzgândit, subit. Acum nu au curaj să stea față în față cu jurnaliștii noștri care le-au dezvăluit secretele. Chiar dacă dețin o clădire uriașă, cei de la OMV iată că nu au dorit să cheme presa într-o sală și vor ține o conferință online. Jurnaliștii primesc coduri de acces pentru întrebările lor și ca austriecii, dragii mei, câți nu au primit resursele țării pe degeaba? Le-au luat pe șpagă, iar acum ne înjosesc ca pe o nație de sclavi fără drepturi. Mă aștept, deși n-ar trebui să am așteptări, dar totuși mă aștept ca OMV să dea dovadă de transparență, să țină o conferință pentru toată lumea și să răspundă întrebărilor direct și asumat, așa cum au știut să facă atunci când a fost vorba să scoată toți banii de pe resursele acestei țări bogate la ei în țară. Să ne spună cum, de unde această obrăznicie de a ne ține la porțile Schengen, când ei au adus România la sapă de lemn. Din cauza lor, România este atât de săracă în acest timp. Dragi români, să ne dăm mână cu mână și împreună vom face România suverană. Recuperarea petromului, denunțarea acordului dintre OMV și statul român, un contract cu multe hibe, felul în care s-a făcut această privatizare și nu doar această privatizare, multe din privatizările actuale, protestele celor de la Rom Silva, care se împotrivesc înstrăinării pădurilor care aparțin de statul român. Acestea sunt subiectele adevărate. Afară! Cu OMV din țară!